Da, vă spuneam că în această dimineață este o bombă aici alături de noi, o voce care își dorește să ajungă la Rotterdam, pentru că țările de jos o așteaptă și sunt sigur că eu scris deja mesaj. Vezi? Geta, vino la noi că te așteptăm. Despre ce este vorba? Că deja v-am dat eu ceva, ne spune Daniela, te rog. Așa este, cu siguranță piesa ei este una pe care o veți îndrăgi dacă nu ați făcut-o deja. Geta Burlacu în studioul nostru, bună dimineața, bună dimineața. Bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc de prezentare. Dar de fapt, Eurovisionul pentru mine deja a început și am spus de mai multe ori că Eurovisionul meu a început de pe 11 ianuarie, atunci când am luat piesa din studio. Și atunci când, cu siguranță, mi-am dorit să fie mediatizată cât mai mult. Și da, poți să spui că, păi, ia uite, sună la radiouri, oricum, în țara noastră și noi știm. Eurovisionul este o perioadă atât de bună, de faină, să se mediatizeze o piesă și eu foarte mult țin la piesa asta. Și de asta am intrat în acest joc, în acest concurs de Eurovision. Ce să spun, mă așteaptă sau nu mă așteaptă Rotterdam? De fapt, piesele care intră în acest concurs deja sunt ascultate acolo undeva. Și cu siguranță, noi știm cu toată lumea că va pleca doar o singură piesă și vreau să doresc tuturor colegilor mei care vor intra în scenă mult succes și baftă. Și oricum va pleca doar numai unul sau una. Ce piesă trebuie să fie, eu nu știu. Eu sunt sigură că ai noștri cred că trebuie să fie una cu tentă să arate despre tot ce suntem noi moldoveni. Eu mi-am propus altceva, de fapt, de la piesa pe care o cânt. Pentru mine sufletist. Este un mesaj un pic mai sus decât suntem noi moldoveni ca și națiune, ca și stat. Pentru mine această piesă este despre absolut uman, despre toată lumea, de pe toate globurile pământiești. Și din acest motiv vreau să o cânt în română și îmi dau bine seama că se înțelege de fapt despre ce se cântă în această piesă, pentru că în esență are multe cuvinte care vin din latină și româna fiind o limbă latină, cred că dacă stai să o asculți atent, nu doar te îndrăgostești de ea, dar într-adevăr înțelegi despre ce se cântă. Eu trebuie să recunosc un lucru, când am ascultat această piesă la audițiile live, pe bune am sunat-o pe mama imediat și am întrebat Eu știu, de fapt, asta era impactul cel mai important a acestei piese. Am fost ieri la o televiziune de-a noastră autohtonă și au făcut un interviu atât de frumos, un subiect atât de frumos în stradă, când au vorbit cu multă, multă, multă lume despre mame și despre copiii lor. Deci eu îmi dau seama că această piesă își are impactul său. Mai mult decât atât, mă sună feciorul meu și mă întreabă, deci, eu ce să fac acum? Trebuie să tai refrenul, rington, să mi-l pun la telefon? Asta mă gândeam și eu. Și nu știu dacă mie neapărat mi-ar place ca undeva departe de casă să sune pe tot autobusul sau pe metrou, răspunde când te sună mama, deși da, mi-ar place. Dar eu cred că e important că poate și prin această piesă am putut un pic cumva să mă apropii ca și relație, relațional față de copiii mei. Și în același timp să fac acest lucru și pentru alte familii, pentru alți copii, părinți, pentru că, într-adevăr, este important copiii să-și dea seama că, da, deseori noi sunăm și poate nu întotdeauna la timp și deseori gândurile noastre sunt absolut iraționale și lor le pare că nimic nu poate să se întâmple în această viață, dar, de fapt, în viață poate să se întâmple multe lucruri și noi, mamele, întotdeauna vrem să fim tare, tare liniștite și împăcate. Cu ai noștri copii totul este bine. De fapt, despre asta. De cezarului ceea cezarului, de-aia vrem să aflăm cu cine ați colaborat pentru a produce această piesă. În această piesă am colaborat împreună cu Aurel Chirtoacă și Viorica Năgăcevski. Vreau să-i salut și cred că deja o țară întreagă a auzit acea frază pe care Sebe a întrebat-o, mama, cum așa, invers, eu îl întreb Sebi, cum așa, îți închipui? Noi toți trei, parcă eram într-un gând când s-a născut această piesă. Și Sebi îmi răspunde, este absolut firesc, voi toți trei aveți feciori. Exact, este, vă unește asta. Exact. Este un pic mai altfel să ai feciori decât fete. Nu este mai frumos sau mai urât, nu este mai greu sau mai simplu, este mai altfel. Este la fel să ai frumos sau numai fete sau numai băieți.
Nu este secret, în secolul 21 mie mi se pare că deja oamenii care au copii sunt binecuvântați și să le dea Dumnezeu copii, cei care își doresc foarte mult să aibă copii, cei care au copii să fie sănătoși, copiii noștri, ai mei și la toată lumea. E frumos să ai fete și băieți, este absolut diferit și dacă în cazul meu, ceea ce vorbesc este doar despre cazul meu, și dacă în cazul meu, mie mi se pare că cu Elvira, nu știu cum, relația noastră este una foarte deschisă, foarte concretă și nu știu, îmi pare foarte simplu să comunic cu ea. Cu Sebi îmi vine un pic mai greu și eu nu știu cum aleg, când, cum, ce, în care moment. Poate pentru că eu nu sunt bărbat și eu nu știu exact cum funcționează un bărbat micuț, iar în cazul meu eu vreau să-l ajut ca el să crească așa cum eu îmi închipui că este fain să fie un bărbat. Deși până la urmă îi spun că dacă ceea ce, la ambii le spun, că dacă ceea ce este bine pentru ei și nu pot lua asta de acasă, am în vedere despre influența oamenilor, să uite la oamenii din jur, pentru că în jurul nostru există foarte mulți oameni buni, puternici, frumoși, buni de luat exemplu. Și dacă n-ai știut ceva să iei de acasă până la ai tăi 7, 12, 15, 17 ani, uite în jur că lumea este gata întotdeauna să-ți dea lecții bune și să te învețe. Bine, ar fi să facem o selecție corectă până la urmă. O piesă delicioasă în viziunea mea, pe care noi vrem să o mai ascultăm o dată. Cu mare drag. Deci, oricum am vorbit nu despre Eurovision, am vorbit despre mine și despre copiii mei. Pot să vorbesc. Da, asta sunt emoțiile nesfârșit. Sincere. Exact. Și asta uneori contează exact. Chiar mai mult. Noi te invităm în scenă. Nu uitați, dacă vă place piesa, data de 29 februarie, o mai votați. Reauziți încă o dată în marea finală și, desigur, puteți să și votați. Trezești dimineața cu gândul, unde ești, ce să faci când să pleci? Telefonul, cafeaua și vinul îți dau palme prea aspre și reci. Te ridici din cearșafuri cu taine, dar în cap se zbat doar chimii. Și promiți să fii altul la toamnă și caz iarăși în loc de copii. Răspunde când te sună mama, apasă pauza pe net. Ea știe cum se face seama, s-a scris doar ieri pe internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună. Când era o fărâmă de soare, îți cântam și prin somn melodii. Când părea că durerea n-o moare, căutai lacul în ochii mei vii. Acum parcă le știi chiar pe toate și nu ai un minut să mă asculți. Tu promiți să fii altul la toamnă, dar ca-s iarăși în lume de mult. Cum se face seama, s-a scris doar ieri pe internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama. Dacă viața ar fi ca o carte, sună mama, apasă pauza pe net.
pentru că viața nu e simplă și poți greși indiferent. Răspunde când te sună mama, ea știe cel mai bun secret. Ea știe inima cum doare, fără Wi-Fi și internet. Răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama, răspunde când te sună mama.